ziua tuturor! Înainte de toate, aș vrea să salut prezența domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil, și la prezent, aici în sală. Cunoașteți proiectul ordinei de zi? Da. Cu suplimentarea propusă? Da. Dacă sunt observații la proiectul, la ordinea de zi? Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Intrăm în ordinea de zi, la este proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 120 din 6 august 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice în baza datelor pentru lucrări de modernizare și dotare Biblioteca Municipală Radu Rostet Ionici cu modificările și completările ulterioare. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare. Cererea de finanțare pentru lucrările de modernizare și dotare Biblioteca Municipală Radu Rostet a fost aprobată în anul 2018, odată cu aprobarea hotărârii Consiliului Local numărul 120 din 6 august. Obiectivul de investiție este format din două proiecte și anume proiectul cu caracter social, componenta A, lucrări de modernizare și dotare Biblioteca Municipală Radu Rostet și proiectul de infrastructură, componenta B, modernizarea infrastructurii din zona Orizont, strada Mercur și amenajarea pieței Casei de Cultură a municipiului Ionici. Având în vedere elaborarea proiectului tehnic, ale cărei valori obținute diferă de valorile din DALIM, a fost necesară actualizarea devizelor generale pentru cele două obiective și a indicatorilor tehnico-economice aferenți, impunându-se astfel aprobarea noilor devize generale, a noilor indicatori tehnico-economice a proiectului tehnic conform documentațiilor înaintate. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în format prezentat. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim, proiectul a trecut. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului Local numărul 149 din 28 septembrie 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici în baza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul modernizarea infrastructurii în zona Orizont, strada Mercur și amenajarea pieței Casei de Cultură, municipiul Onești, județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Raportul de specialitate, domnule. Pentru proiectul de infrastructură, componenta B, modernizarea infrastructurii zona Orizont, strada Mercur și amenajarea pieței Casei de Cultură, activitățile propuse sunt modernizarea părții carosabile, strada Mercur, a trotuarilor, aleilor pietonale, a taluzului și a rampelor de acces, achiziția de mobilier urban, reamenajare, parcare. Pentru piața Casei de Cultură se propune lucrări de reamenajare, respectiv de modernizarea spațiului, care are o importanță deosebită pentru populația municipiului Ionești și care constă în înlocuirea pavajului existent, care este degradat, amenajarea spațiilor verzi din jurul Casei de Cultură, achiziția de dotări diverse și mobilier urban, realizarea iluminat ornamental, montare jardiniere, dezafectarea fântânilor apizine existente și realizarea unei fântâni apizine la nivelul parbăselii, care vor prospăta aerul în zilele caniculare, fără a afecta suprafața pietonală, amenajare de parc cu spații de joacă pentru copii și zone de relaxare. Având în vedere elaborarea proiectului tehnic, ale cărui valori obținute diferă de valoarea din DALI, a fost necesară actualizarea acestuia. Motiv pentru care vă rugăm să analizați, să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Aș vrea să fac o mică remarcă legată de acest proiect. Astăzi mă uitam, am vizionat ședința de Consiliu Județean și am văzut un consilier județean care habar n-avea pe ce lume trăiește. A făcut o intervenție penibilă din punctul meu de vedere, un om care
pe unde a trecut, a lăsat doar firme falimentare, venea să dea lecții de istorie. Acest proiect, așa cum spuneam, că nici măcar nu n-a avut bunul simț să se informeze în momentul în care a deschis gura. Acest proiect a început în anul 2012, aproximativ, 2012-2013, în primul mandat. A început scrierea taliului. La vremea respectivă a fost gândit, nu a apărut ghidul de finanțare și informații despre ce se va finanța la vremea respectivă. Am realizat un DALI printr-un contract subsecvent și cu posibilitate de modificare în momentul în care apare ghidul de finanțare. La vremea respectivă era gândită o piațetă care să acopere și inclusiv șoseaua. Trebuia să prelungească până la platou din blocul Corabie, cum îl știu oneștenii. Șoseaua trebuia să coboare după prima formă a proiectului undeva în zona Scala și să iasă la sensul giratoriu de la Gheuri. Încă o dată vă spun, neștiind cum va arăta ghidul de finanțare, ulterior, când a apărut, au fost scoase drumurile, pentru că nu era posibilitate de finanțare a drumului și a ajuns la forma actuală. Spunea același consilier local că mi-e greu să mă abțin și mi-e greu să tac când văd că există oameni incorecți care aduc acuze administrației locale. Noi, față de cei care doar au făcut promisiuni în timpul campaniilor electorale, noi am trecut la fapte. Proiectul este vechi, s-a lucrat la el și chiar ne-am implicat și ne-am zbătut să iasă ceva frumos. În anul 2012, în fața unei delegații de aproape 200 de persoane din tot județul, spuneam, citez, Olește mi-a oferit aproape tot, carieră, situație, materială și o familie minunată și pentru asta sunt dator Oneștiului. Sunt cuvinte care astăzi, la 10 ani distanță, oneștenii, mare parte dintre oneșteni au înțeles și au observat că am făcut tot ce mi-a stat în putere să dezvolt Oneștiul așa cum trebuie. Și dacă am fost ales a doua oară, înseamnă că oneștenii au tras concluzie că și în primul mandat mi-am făcut treaba. Faptul că există oameni precum domnul europarlamentar Dragoș Benea, domnul președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea, domnul vicepreședinte Gelu Panfil aici de față, domnul prefect Lucian Bogdanel, oameni care au înțeles că Onești este emblematic pentru județul Bacău și pentru România, astăzi putem să realizăm unul din, cel mai mare proiect implementat la Onești după proiectul realizat de Raja, la care noi suntem doar cofinanțatori, nu a fost realizat de noi. Acest proiect este accesat de Primăria Onești și va fi implementat de Primăria Onești. Este cel mai mare proiect ca valoare după ajustarea prețurilor și cea mai mare finanțare venită de la Consiliul Județean din istorie la Onești. Le mulțumesc tuturor consilierilor județeni care au votat acest proiect. Vă mulțumesc anticipat și dumneavoastră pentru că sunt sigur că doriți binele comunității noastre. Relația corectă dintre Primăria Onești și mai marii Partidului Social Democrat, pentru că au avut un cuvânt greu de spus în susținerea acestui proiect și altor proiecte și nu am niciun fel de problemă să repet că și finanțarea la nivelul primăriei a 12-a din România ca valoare la ultima rectificare bugetară s-a datorat tot faptului că Partidul Social Democrat a intrat la guvernare și a făcut o împărțire corectă la nivelul județului, pentru că primele două știm bine când nu exista Partidul Social Democrat la guvernare, Oneștiul a fost ocolit și pedepsit într-un fel. Nu zâmbiți, doamna Pașcu, așa este. Așteptam să spuneți treaba asta. N-am cum să nu recunosc lucrurile bune care se întâmplă pentru Onești.
toți cei care fac bine Onești, da, sunt prieteni, lăsați-mă, nu, o să vă isedești dumneavoastră cuvântul. Toți cei care fac bine Oneștiului sunt prietenii mei și le acord un respect deosebit. Încă o dată mulțumesc pentru tot ce s-a întâmplat și se întâmplă astăzi la Onești. Mulțumim, vă rog să-mi permiteți, doamna președinte, și mie două minute pentru a interveni. Spuneți, vă rog. Eu am văzut ședința de Consiliu Județean. Și dacă... Și într-adevăr, eu cred că a fost greșit înțeles colegul nostru. Pentru că, de fapt, nu are ce a vrut să spună. A fost să spună că și-ar dori ca toate proiectele acestea care se fac și care pot influența frumosul din acest oraș, ar trebui să se facă prin concursuri arhitecturale sau prin dezbateri publice. Ce înseamnă asta? Înseamnă că oneștenii ar trebui întrebați ce și-ar dori sau ce nu și-ar dori legat de aceste locuri. Piațeta Casei de Cultură, un loc emblematic, în care am putea să ne petrecem timpul liber. Avem catedrala care este foarte frumoasă. Avem Casa de Cultură care, la un moment dat, va avea o altă față. Sunt lucruri pe care oneștenii și le doresc într-un fel sau altul. Faptul că e bine să implicăm pe aceștia, nu cred că e un lucru rău. Cred că e un lucru cât se poate de frumos și cât se poate de normal. Cred că și dumneavoastră vă pasă dacă oneștenilor le place sau nu le place modul în care arată un anumit proiect al unui arhitect legat de o anumită zonă a orașului. Deci un lucru firesc, normal, pentru că trebuie implicați cetățenii în absolut orice decizie pe care o ia Consiliul Local sau pe care o punem în aplicare. Că au fost dezbateri, al căror rost nu l-am văzut, vă spun sincer. E partea a doua. Eu știu la Onești ce s-a întâmplat cu acest proiect, am vorbit cu doamna Angel, am căzut de acord că se pot face concursuri arhitecturale pe zona parcului, care va fi amplasat în acea... în acea piațetă și probabil că dacă vom avea timp, vom face aceste concursuri și vom amenaja parcul în așa fel încât el să fie atractiv și să dea frumusețe zonei respective. N-aș vedea de ce ar fi trebuit să nască atâtea discuții o astfel de situație. Decât dacă domnul consilier avea bunul simț să studieze înainte pentru proiectul, este vechi, are 10 ani de când se lucrează la el și dumneavoastră ar fi trebuit să știți acest lucru. Ar fi dat un penibil să facă o intervenție puierilă. Dacă avea, repet, dacă avea bunul simț să studieze ceea ce se întâmplă, nu se vorbească doar de dragul de a se vedea la televizor. Eu cred că ne ducem în zona în care ne place să facem show. Show-ul l-ați început dumneavoastră și l-ați început acum 2 ani când ați pedepsit Oneștiul. Liberalii au pedepsit Oneștiul, repet, și o spun cu mâna pe suflet și cu toată responsabilitatea. V-ați bătut joc de Onești când puteați să ajutați Oneștiul. Nu cred că aveți dreptul să vorbiți la acest moment când n-ați făcut nimic să ajutați, n-ați mișcat un pai. Nu e nicio capcană. Eu, oneștenii văd, eu vorbesc de asta, am invitat să fie televiziuni suficiente de față, să vadă și să analizeze oneștenii cum v-ați bătut joc de Onești când ați avut posibilitatea să nu o faceți. Eu nu și cu asta am terminat. Este suficient. Văd că dumneavoastră vă place să judecați, vă place să insultați anumite persoane. Vă rog, eu v-aș sfătui să vă gândiți la situația dumneavoastră personală și apoi să discutați despre alții și ar trebui ca, vă rog eu foarte mult să nu permiteți să termin. E un singur lucru pe care vreau să-l spun. Cred că de fiecare dată este aici invitat și vă rog frumos. De fiecare dată cred că ar trebui să ne gândim și am spus-o nu o dată, am spus-o de mai multe ori, că nu mi-ar plăcea ca în acest Consiliu Local și nici în Consiliul Județean să mai existe ieșiri de genul acesta. Extraordinar. Ar trebui să fim civilizați. Faceți lucruri bune pentru Onești și nu doar vorbe. Faceți lucruri bune pentru comunitate, nu vă bateți joc și nu pedepsiți comunitatea că nu v-au ales. Domnul primar, mulțumesc și atât. Am încheiat discuția. Eu nu am pedepsit pe nimeni. Cred că asta e și interpretarea. Partidul care îl reprezentați. Mulțumesc. Da. Mulțumim. Domnul vicepreședinte. Da. Mă văd nevoit să iau cuvântul în lucrul unei dispute. Nu, la care n-aș fi vrut să fiu martor, dar dacă așa sunt întâmplările pe aici, eu subscriu oarecum la ce a zis
doamna Pașcu și sunt convins că dacă colegul dumneavoastră ar fi consultat-o și ar fi întrebat-o despre acest proiect, măcar un pic așa, nu zic în amănunt, și ar fi dat seama că anumite chestiuni pe care le-a afirmat erau desfuite, exact cum am zis. Adică nu poți să vii să spui după 10 ani că totuși ar trebui să facem niște ajustări, că ar mai fi bine, tot timpul ar fi mai bine de făcut. Tot timpul găsești ceva și după ce ți-ai făcut o casă, te gândești, bă, dar dacă făceam, parcă nu trebuia așa, parcă trebuia invers. Intervenția dumnealui a fost nepotrivită în acest context. Eu la final i-am spus, deci trebuia să se informeze un pic și am spus exact etapele, pentru că visez acest proiect. Și cred că și dumneavoastră, cred că a trecut de vreo 4-5 ori am actualizat indicatorii tehnico-economice. Dar știm cu toții și cunoaștem. Bun. Bun. În acest context mi s-a părut nepotrivită intervenția domnului consilier, nu că n-ar avea voie să spună, fiecare are voie să spună ce vrea. Dar trebuie să discutăm totuși și aplicat. Să ne uităm un pic, nu v-am întrerupt, eu ați văzut ce elegant a fost și vă rog la presă. Da. Bun. Pentru că am luat totuși cuvântul, am să fac câteva discuții și despre asociere. Depășind momentul de astăzi, nefericit să-l numim. Un proiect, fericit, nu, da, mă rog, mi-ar fi plăcut să văd consens și fără dispute, dar nicio problemă, face și asta parte din viața politică. Da, într-adevăr, cum a zis și domnul primar, care a fost pus pe tapet acum 10 ani, în 2012 mai exact, atunci a apărut un studiu de fezabilitate, am actualizat indicatorii economici. În 2017 am făcut, parcă am reactualizat SF-ul și în 2018 s-a făcut DALI-ul, dacă nu greșesc, sunt din memorie, repet, nu am hârtiile în față. Ghinionul, în primă fază, a fost că acest proiect a picat exact sub linia de finanțare. S-a terminat axa de finanțare 2016-2020 și primul proiect sub linie a fost al nostru. Am fost triști la acel moment, pentru că se muncise mult, se cheltuiseră bani, dar am nutrit speranța că se va redeschide un nou exercițiu financiar, ceea ce s-a și întâmplat, și iată că proiectul a prins viață. S-a semnat contractul de finanțare și aș vrea să vă mai remarc în chestiune care ține tot de noroc până la urmă. Administrația Oneșteană a ales să facă proiectarea întâi, pentru că dacă făcea proiectare plus execuție, acest proiect nu mai putea fi pus în valoare, pentru că într-un an și ceva, știți foarte bine ce s-a întâmplat cu piața de construcții, materiale, forță de muncă și așa mai departe. Cine a avut inspirația, nu pot decât să-l felicit că a făcut acest lucru și am ajuns astăzi la cifrele despre care vorbim. Aproape dublată valoarea proiectului, evident, finanțarea de la Uniunea Europeană rămâne aceeași. Am căutat împreună cu domnul primar soluții ca să ducem la bun sfârșit acest proiect. Eu cred că de aia nici nu se poate pune problema unor concursuri de arhitectură, la acest proiect, pentru că este o presiune enormă pe acest proiect. Eu cred că dacă vor fi contestații, vom avea emoții că până la 31 decembrie 2023 acest proiect va fi implementat. Bucurie pentru soluția găsită, evident. Noi cei de la Consiliul Județean am căutat extrem de mult soluții, pentru că, vă dați seama, administrăm tot județul, ajutăm tot județul, încercăm acolo unde e posibil să ajutăm. Iată că s-au găsit soluții. Consiliul Județean pune aproape 10 milioane de lei pe finanțare și cheltuieli neeligibile, evident. Consiliul Local Onești rămâne cu 6, aproape 6, da. Una peste alta, mă bucur iarăși că sunt în acest moment la Onești, revin de fiecare dată cu plăcere. Cred că există premisele ca acest proiect, de fapt sunt două proiecte, da? Discutăm de piațetă și bibliotecă, dar ele fac parte integrată din același proiect mare, poate fi dus la bun sfârșit, mai ales că acum există finanțare și cred că trebuie foarte, foarte atent urmărite toate etapele care urmează. Repet, felicitări administrației pentru decizia luată, pentru că asta, în primă instanță, a salvat proiectul, deci proiectarea făcută separat, care ne-a dus la acest rezultat și spor la treabă. Tuturor, suntem acolo unde trebuie să fim, suntem aproape de Onești și unde câte ori va fi nevoie, încercăm să facem tot ce se poate pentru proiectele de la Onești. Ce
Mulțumim, domnule vicepreședinte. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Proiectul a trecut. Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Onești cu județul Bacău în vederea finanțării proiectului în îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România. Proiect municipiului Onești. Având în vedere elaborarea proiectelor tehnice referoase cu valori obținute din Italia, a fost necesară actualizarea deviziilor generale pentru cele două obiective, precum și indicatorii tehnico-economici. Astfel, pentru a asigura sursele de finanțare aferente cheltuielilor neeligibile, Municipalitatea a solicitat Consiliul Județean cofinanțarea realizării proiectului integrației, în cont de faptul că Municipiul Onești are în derulare mai multe proiecte cu finanțare nerambursabilă și nu poate susține în totalitate aceste diferențe de cheltuieli neeligibile din bugetul local. Proiectul integrat este atât de interes local cât și de județean, de aceea beneficient atât locuitorii din municipiul Onești cât și cei din împrejurii. Astfel, analizând proiectul, Consiliul Județean a fost de acord în principiu cu susținerea unei părți de cofinanțare necesară pentru a finaliza bine condiții investiției. În acest fel, se propune aprobarea asocierii municipiului Onești, Consiliul Județean, pentru stabilirea cotei de finanțare și a proiectelor de către fiecare parte. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumim. Raportul de specialitate a fost prezentat. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Avise. Da, mă scuzați. Avizul Comisia numărul 1. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Da. Domnul consilier Bujor, vă rog. Da. Ce să spun după aceste intervenții decât câteva cuvinte așa prin care aș vrea să reletez importanța acestor proiecte, importanța contribuției financiare pe care, fără ajutorul Consiliului Județean, nu s-ar fi realizat. Cred că mulți din colegii mei știu că am activat în domeniul fotbalului, am fost arbitru de fotbal în lotul național, am arbitrat cu steonarea Raina Corumbon, Crăciunescu, și cum la fotbal există o axă principală, fundaș, mijlocaș, înaintaș, și cunoscându-mă, și vă mărturisesc că nu sunt un simpatizant sau un îndrăgostit al PSD-ului, dar cezarului, ceea cezarului, fără recunoscut că fără ajutorul dumneavoastră, trebuie să fim fericiți că există această axă, Dragoș Benea, Valentin Ibacea, Lucian Bogdanel, cu extrema stângă sau dreaptă, Gelu Pantin, și cu extrema ta, tot stânga sau dreapta, dar noi făcând parte de PSD, Laurențiu Deghină, care, prin experiența mea politică, știu că politică, fără compromisuri, nu se poate, s-a ajuns la acest fericit eveniment, va realiza ceva constructiv pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție. Dacă nu mai sunt, propun să trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind... Să Proiectul numărul 5, proiect de hotărâre pentru privind aprobarea implementării proiectului și cheltuielilor legate de obiectivul de investiții, înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în municipiul Onești, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta C3, managementul deșeurilor, investiția 1.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe comune, sub investiția 1.1. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. Domnul secretar, vă rog să prezentați referatul de aprobare. Prin acest proiect se urmărește accelerarea procesului de extindere și modernizarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în municipiul Onești cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară, cu sprijinul cetățenilor care vor transporta în mod voluntar la acest centru deșeurile care nu se colectează de către prestatorul de salubritate din municipiul Onești.
se propune înființarea centrului în zona industrială a municipiului Ionești. Față de cele expuse, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumim, raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul numărul 4, proiect de interes local. Dacă vrea cineva să se înscrie. Vreau să ridic o mică problemă, să fac abstracție totuși că locuiesc pe calea Brașovului, de întâmplare, dar nu știu situația care este a șoselei care se duce până la limita. De exemplu, sunt vreo 20 de case după limita unde scrie să termină municipiul Ionești. Noi suntem acolo, din păcate, ai nimănui. Nu avem canalizare. Nu avem iluminat public. DPP-ul, dacă vine și cosește iarba de pe șanț, o cosește până acolo. Noi facem parte din teritoriu și suntem pe areau municipiul Ionești. Oare cum am putea și noi fi ajutați cumva, într-o formă oarecare, cu extinderea, să zicem, mai iluminat și bine, cu acum cu economia asta de energie, cred că e mai greu. Cu canalizarea, cred că iar nu se poate, că sunt anumite fonduri și... Nu, a fost scris într-o anumită formă. Cred că în aproximativ 2 ani, în discuțiile care le-am avut cu reprezentanții Raja, vom moderniza și cealaltă parte a Oneștiului și atunci vom aborda toate zonele rămase neacoperite la momentul ăsta. Atunci trebuie să mă rog la Sfântul Dumnezeu să trăiesc până atunci când se va realiza. Sunt putere, nu? Nu, eu zic că voia lui Dumnezeu în 2-3 ani vom face și diferența de modernizare a rețelei de apă și analizare la nivelul Oneștiului, un pic mai atenți la proiectare să nu mai stricăm ce am făcut, dar se va face. Eu am toată credința că se va realiza. Suntem și noi plătitori de taxe și impozite. Cu siguranță, sunt mai multe zone în oraș care nu au fost spuse la momentul... Și gazele ne-am tras, am plătit 2 miliarde pe banii noștri. Da, mulțumesc. Da, dacă mai sunt înscrieri la cuvânt? Eu aș avea două chestiuni de punctat. Prima dintre acestea este legată de suprapozitarea terenurilor neîngrijite și ale clădirilor neîngrijite ale persoanelor juridice. Aș vrea ca până la ședința următoare să văd dacă în acest an, de la momentul la care s-au aprobat taxele și impozitele locale, unde am prevăzut o majorare de 200% pentru cei care au clădiri neîngrijite sau terenuri care au imobile neîngrijite, să vedem dacă s-a pus în aplicare această dispoziție aprobată prin PASCL sau nu. Pentru că știm și știți și dumneavoastră, știm și noi consilierii locali, că există multe situații în acest oraș unde agenții economici nu își îngrijesc imobilele pe care le-au în proprietate. Și aș vrea să știu dacă se aplică această dispoziție din hotărârea de consiliu local sau nu. A doua chestiune pe care aș vrea să o discut și sper să fie ultima dată când pun această problemă în discuție în fața Consiliului Local și în fața dumneavoastră, domnule primar. Eu vreau să vă transmit și cred că știți că noi intrăm noi consilierii locali indiferent că suntem liberali, socialiști sau avem altă orientare politică, ne ajutăm. Ne facem treaba în comisii. Ne sprijinim acolo unde este necesar. Lucrăm pe proiecte în sprijinul și în interesul cetățenilor acestui oraș. Nu venim aici în calitate de reprezentanți ai partidelor politice, ci suntem reprezentanții orașului, ai cetățenilor acestui oraș. Nu s-a observat. Eu nu v-am întrerupt, domnul primar. Cer scuze. Da? Solicitarea mea ar fi ca pe viitor, cu voia lui Dumnezeu pe care îl invocați în absolut toate aserțiunile pe care le faceți, să înțelegeți că fiecare dintre noi este aici pentru că iubește acest oraș. Și dumneavoastră la fel. Adică n-aș vrea să ajung în situația în care să cred că nu iubiți acest oraș. Cum nici dumneavoastră n-ar trebui să vă treacă prin cap că vreunul dintre cei care suntem aici nu iubim acest oraș și nu ne dorim bine pentru acest oraș. Și vă rog frumos încă un lucru.
încercați să nu ne puneți pe ume niciunia dintre noi lucruri pe care nu le putem face sau nu le putem duce. Pentru că veniți și acuzați anumite lucruri care nu au nicio legătură cu stiloul pe care eu îl țin în mână la acest moment. Sunt lucruri pe care nu le putem face. Și știți de ce, domnule primar? Pentru că suntem mici. Și ăsta e un lucru pe care trebuie să-l știți. Eu nu pot plăti pentru greșelile sau pentru omisiunile celor care au stiloul în mână și care au posibilitatea să semneze anumite acte sau să facă anumite lucruri pentru urbea în care eu aș sta. Să credeți vreun moment, nu că eu, că oricare dintre cei 21 de consilieri locali nu și-ar dori bine pentru acest oraș, cred că ar fi o foarte mare greșeală. Cred că ar trebui să plecăm de la premiza că fiecare dintre noi venim aici ca să fie mai bine o comunitate în care trăim. Nu avem alte interese. Pentru că mi s-ar părea absurd să venim aici și să avem alte interese. Pentru că vrem să dăm exemplu celorlalte comunități din țara asta. Nu ne mai uităm la televizor. Nu politizăm ședințele de consiliu. Muncim pentru oraș, pentru copiii noștri care trăiesc aici. Adică asta cred că ar trebui să fie elementar. Elementar în momentul în care ocupăm o funcție publică. Mulțumesc tare mult! N-am văzut nicio reacție în momentul în care colegii mai mari dumneavoastră colegi n-au acordat niciun leu oneștului. N-am văzut nicio reacție. Era discuția despre stilou, domnul primar. Nu, reacția. Așa cum reacționați când nu vi s-a făcut drept trotuar în fața cabinetului, putea să reacționați când guvernul, colegii dumneavoastră care aveau pixul în mână și-au bătut joc de onești. N-am văzut reacții. Încă o dată spun, puteați măcar să reacționați. Așa cum ați reacționat când nu vi s-a făcut drept trotuar în fața cabinetului, că doar aia ați observat dumneavoastră în oraș. Am spus-o dumneavoastră, personal, domnule. În oraș s-au făcut trotuare peste 20-30 de mii numai de metri pătrați numai anul ăsta. L-ați văzut doar pe cel din fața cabinetului. Culmea. Deci nu sunt interese personale, sunt interese... Domnul primar, v-am comunicat cu dumneavoastră. Și în momentul în care a fost vorba de alocarea acelei sume, îmi aduc aminte că am stat de vorbă și am stat de vorbă cu prietenește. Eu așa mi-aduc aminte. Da, în fața camerelor, o reacție în fața camerelor, nu vreau să reacții publice. Eu critic când trebuie să critic, mulțumesc când trebuie să mulțumesc. Nu mi-ați dat ocazia să mulțumesc celor care... Pe care îi reprezentați interior, în interior. Mulțumesc. La fiecare ședință de consiliu, primar, sunt intervenție. Doamna, dar nu mai sunt... Doamna, pe intervenție. Un singur lucru mai aveam de subliniat și am încheiat. Cred că ar trebui să ne mulțumiți. După fiecare ședință de consiliu, dumneavoastră nouă și noi dumneavoastră, pentru efortul pe care încercăm să-l facem pentru binele acestui oraș. Deci, eu cred că așa ar fi normal. Cum și noi, Pantin, trebuie să-i mulțumim pentru că reprezintă interesele oneștului la Consiliul Județean Bacău. Nu mă interesează că e liberal, că e PSD-ist, că e de UDMR-ist, nu mă interesează. Cum, doamne, dintre cinci consilieri județeni din, care aparțin oneștului, de critica și-a greșit să critique doar un liberal? Eu mi-aduc aminte că deputat a votat cu coincidența asta. Și unul a votat împotrivă în consilier liberal, înțeleg. Cum s-a nimerit la toți au votat pe mi-am făcut curioși, mai ales pe cei care n-am urmărit, că chiar când nu o să ajung acasă, am să urmărit și o ședință. Mulțumim tuturor pentru prezență. Dacă nu mai sunt discuții, declar închise lucrurile de ședințele astăzi. O zi bună tuturor!